de Moș Nicolae, Hunedoara TV și ziarul Hunedoreanului sprijină talentele. Pe Emanuel Păcurar l-am descoperit în căutarea noastră de elevi de nota 10, școlari promovați în emisiunea cu același titlu difuzată de Hunedoara TV. Povestea tânărului chimist ne-a impresionat prin sufletul pe care acesta îl pune atunci când vine vorba de învățătură, ca să câștige 2 ani la rând locul întâi la nivel național la sesiunea de comunicări științifice cu lucrările Lumea spectaculoasă a cristalelor și Laboratorul de criminalistică. Emanuel a mers la școală sâmbete la rând. A început să îi placă chimia încă de la primul contact cu această disciplină, adică din gimnaziu, și doar cu multă muncă a reușit să-i descifreze tainele. La început de tot nici eu nu înțelegeam și mi se păreau, de exemplu, noțiunile de bază, acid, sau astea, mi se păreau niște chestii de domeniul fantasticului sau de o chestie care doar oamenii de știință le înțeleg. Dar în timp ce am lucrat cu noțiunile astea, am început și eu să am limbajul ăsta de chimist. Părinții lui Emanuel, doi oameni modești, mama îngrijitoare la spitalul din municipiul Hunedoara, iar tatăl, un muncitor simplu, nu înțeleg mare lucru din ceea ce face Emanuel în laboratorul de chimie. Pricep însă că rezultatele fiului lor nu pot fi decât motive de bucurie, precum și un prim pas spre medicină, pentru că Emanuel vrea ca într-o zi să ajungă doctor. A citit și o carte despre un medic, Ben Carson, și era mai micuț, mult mai micuț, și tare mult l-a impresionat viața acestui copil de mic care a ajuns mare neurochirurg. Și acum, dacă Dumnezeu îngăduie, poate că va reuși și el să facă o facultate. În vacanța dintre clasa 9 și a 10-a chiar a trebuit să muncească pentru ca să aducă ceva în plus familiei. Și-ar fi dorit și vara asta să muncească, însă se pare că n-a mai găsit de lucru. Asta spune ceva despre el. Din câte știu, își ajută frații. Nu beneficiază ca și ceilalți adolescenți de vârsta lui de cele mai noi gadgeturi. Și poate din cauza asta le apreciază, deci foarte mult. Tocmai din această cauză, cel mai disputat lucru din familia Păcurar este calculatorul. Având în vedere că sunt 5 frați, Emanuel și ceilalți copii trebuie tot timpul să stea cu rândul în fața monitorului. De Moș Nicolae, Hunedoara TV și ziarul Hunedoreanului sprijină talentele.